Neliniște și incertitudine înainte de sărbători în mii de familii care își așteaptă fiii și fiicele din străinătate. Nu știu în ce condiții se pot întoarce acasă de Crăciun, mai ales dacă țările din care vin sunt pe lista roșie. În fiecare an, peste 200.000 de români aleg să-și părăsească țara în căutarea unui trai mai bun, dar foarte mulți aleg să se întoarcă. Însă, pandemia de COVID-19 a schimbat radical situația. Mulți români nu vor putea ajunge de sărbători acasă, la părinți, copii, bunici. Românii care muncesc în străinătate nu știu în ce condiții se pot întoarce în România, de sărbători mai ales dacă țările din care vin sunt pe lista roșie. Autoritățile au anunțat că vor lua o decizie privind noile restricții săptămâna viitoare. Domnișoară, nu stăpânesc bine informațiile cu privire la nenorocita asta de boală care s-a apărut pe capul omenirii. Cert este că nu e de glumă și nu e de joacă cu asemenea microbi care omoară mii de oameni în fiecare zi. Dar, după părerea mea, cred că sunt și lucruri care sunt exagerate. Adică nu ar trebui să oprească bestii oameni care trebuie să vină din străinătate să-și vadă familiile și pe cei care au rămas aici în țară să le pună o priliște și să nu poată să vină în țară. Cred că e exagerată treaba. Știu că nu vine nimeni ca să impună niște chestii de genul. Nu. E bine, da. Deci, dumneavoastră, spuneți că românii din străinătate ar trebui să vină sau să nu vină acasă de sărbători? O să vină. Nu vin la ei, că știu, au părinți, au rude, au cutare. Vin și așa, oricum ar fi. Omul vine când pleacă de acolo, știe unde vine. Persoanele nevaccinate și care vin din zona galbenă și au test PCR scapă de carantină. În același timp, persoanele care vin din zona roșie stau în carantină, dar pot ieși în a opta zi cu test negativ, potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, care a cerut obligatoriu testarea pentru vaccinați sau nevaccinați la intrarea în țară și chiar de mâine. Ministrul Sănătății respinge însă ideea. Abia săptămâna viitoare se va lua o decizie. Restricție de nebun! În acest moment, Franța și Portugalia vor intra pe lista roșie, iar Spania și Suedia pe cea galbenă.